ca întotdeauna o plăcere, maestre. Bine ai venit. Unde sunt animalele cu care ne-ai obișnuit? Ele să mă odihnească un pic pentru că au o treabă mai departe. Și am văzut că aici o atmosferă la voi foarte veselă și ca să o fac un pic mai veselă, vreau să vă povestesc un banc. Un banc? Un banc foarte interesant. Liniște, domnul Andronachi, ne spune un banc. Vă rog. Как Тарас Вовочка пришел к соседке и говорит, можно я оставлю вас свои игрушки? Потому что... А вы тасса менционез, как же он мать, который сам интеллект. А, я вам и так, ну, интеллект руса. Аша. Блин, но с вами спорно русом. Вовочка, мит хайт, зайна гидруги, не джерманы, ну, интеллект. Bine, haideți, eu atunci o să vă arăt mai bine un truc care să o înțeleagă toată lumea. O lăs cu bancurile. Eu înțeleg trucurile foarte bine, dar bine, nu știu cum le faci. Dar dacă tot ai spus că nu știu cum le faci, special pentru tine și pentru emisiunea voastră frumoasă, o să vă povestesc cum se face un truc. Probabil toți macienii acum care se uită televizor, o să mă suduie. Da, în jurul, cum se spune la dumneavoastră. Suduie mult mai bine. Da, e mai frumos. Da. Și o să vă arăt un truc. Cu ce e? Cu... Cărți de joc. Corect, cu batiste. Este un truc simplu, probabil pe care... Este special. Probabil care l-ați mai văzut cum se schimbă batista dintr-o culoare în alta. Da. Pentru aceasta e nevoie... De două culori. Da, de două culori. Și o batistă noi o pregătim, o punem întâi în mână, un pum, aici frumos o aranjăm. Da. De batista aceasta nu știe nimeni. Da? Ne-am înțeles. După asta arătăm batista roză frumoasă și spunem. Noi o punem aici în pumn frumos. Șulichi-bulichi. Șulichi-bulichi de sus. Și ea își schimbă culoarea. Și iar o băgăm puțin. Ok. Nu-i frumos spunem o băgăm. O... Introducem. O vâr... A, spunem. Bine, o introducem. O scoatem. O introducem șulichi-bulichi. Mai scoatem și o introducem toată complet. Și din roz s-a făcut scoatem. Verde. Da. Și asta e numărul de magie. Bine că după asta trebuie să umbli tot timpul cu pumnul. Strâns să nu se vadă aia roz. Corect. Da. Dar poate să mai găsească vreun șmecher care spun, dar ce umbli cu pumnul strâns? Probabil acolo a rămas batista aceea care da, era sunt mulți care sunt atenți. Da, sunt și de ieri. Eu de obicei rog să închid un ochi, să nu fie chiar atât de atenți. Și în caz de... Te roagă să deschizi pumnul, atunci de acum trebuie de folosit magia adevărată. Șulichi-bulichi și batista să dispară. Că să nu aibă dubii că a fost o batista. Asta e pentru șmecheri? Asta da, pentru șmecheri. Și să vă povestesc că nu de mult am început să studiez hipnoza. Hipnoza? Da. Că mulți mentaliști fac show-uri foarte bune. Da. Și am citit și eu câteva cărți, am citit teorie multe. Da. Și cum de obicei macienii fac practică în fața oglinzii. Da. Cu dispare o carte, dispare un obiect, nu știu ce. Făceam și eu să practică în fața la oglinzi doar cu hipnoză. Mă hipnotizam, mă uitam în oglindă, mă duceam într-o stare și spuneam, dorm. Și adormeam. Și pe urmă când mă trezeam, mă uit, wow, au trecut de acum 3 zile de când dorm. Da. Și... Dacă teoria merge în oglindă, zic, des mă duc să încerc în public hipnoza. Da. Și mi-am făcut niște bani, da, pe care am scris doar că... Aleu! A, auas. Nu, banii sunt întregi, este bine. Am făcut niște bani pe care am scris $100. 200, 300, 400, 500 de dolari. Da. Pe care scris pe amândouă părți că sunt sute bani. Și sute de dolari. Da. Dar și nu așa se fac banii falsi, să știi, se fac... Trebuie să semene, mă. Eu cu hipnoza când mă duc, induc omul și el crede că sunt bani adevărat. A, am înțeles. De asta și folosesc hipnoza. Mă duc într-un magazin la un vânzător de biciclete. Da. Spun, am ales o bicicletă de $450, să-mi dea și rest. A, și spun, uitați-vă, am $500, luați, vă rog, dați-mi bicicleta. Auzi, Michi zice că în Grecia merg banii ăștia. Probabil. Și el îmi spune, dar nu-s bani adevărați, sunt niște hârtii pe care definat $500. Așa e. Și zic, n-am mers hipnoză. Ce mă fac, n-am ce face. Păi mi-am mintit, eu nu sunt hipnotic, nu sunt mentalist, da? Dar sunt, ce sunt? Magician. Corect. Și ca magician eu pot să fac așa, op, și banii să fac în adevărați. Da? Și sunt 100... 200, 300, 400 și $500 adevărați.
Și după ce am făcut eu acest truc, m-a văzut aici de la Grecia și m-a invitat într-o vacanță gratuit, au spus că doar au pregătit un sac plin de hârtiuțe. Să le faci tu. Da, cât am timp liber să fac. Să nu te facă prim-ministru, vezi că. Și în felul acesta. Să scot Grecia din criză. Și acum trebuie să mă duc de grabă. Dar tu ce tu te uiți, că tu n-ai ceas? Eu am ceas invizibil, am uitat să mă spun. Am crezut că m-ai hipnotizat să nu-l văd. Mai ai vreun... Nu, doar asta, că trebuie să mă duc în Grecia, că trebuie să-l vezi, să scot țara din criză. Am înțeles. Mulțumim tare mult. Mulțumim. Domnul Andronache îl găsiți pe pagina lui de Facebook. Andrei Andronache, andrei.andronache sau pe site-ul andrei.andronache.md. MD. MD. Da. Să mă ies timp un site, comedymagic.ro. Ro. Așa. Ăsta l-am înțeles și eu. Acolo. Andrei Andronache, doamnelor și domnilor, la Neața, după cum vedeți, lucruri simpatice, aparent simple, dar dacă știi să le împachetezi, sunt chiar super haioase. Comedy Magic pe scena de la Neața. Hai să luăm scurtă pauză, să ne vedem imediat după. Sunteți la Neața cu Răzvan și Dani, nu uitați.